Domnul este bun. Se aude, da? Lăudați să fie Domnul. Căci în veac ține îndurarea Lui. Câți dintre voi mai credeți în bunătatea lui Dumnezeu în vremurile astea? Lăudați să fie Domnul. Doamne, privește la mâinile noastre. Și Duhule Sfânt, te rugăm în dimineața asta, vino și lucrează în noi. Prin cuvântul Tău, operează la adâncime. Doamne, scoate cancerul ăla spiritual, Doamne, scoate boala aia, Doamne, care ne ține departe de Tine. Și ajută-ne în dimineața asta să luăm o decizie pentru cer, Doamne, care să aibă ecou în ceruri, Doamne, și pentru totdeauna avem nevoie de Tine, Duhule Sfânt, vino, Duhule Sfânt. Doamne, atinge-mă din nou. Doamne, atinge-mă din nou. Doamne, atinge-mă din nou. Ste noi Tu mâna Ta s-o pui. Și lumina Ta să ardă noi prin puterea. Vreau puterea Duhului din nou, Tată, te rog. Aleluia. Pune-o doar nu pentru zi, ci să ardă în veșnicii. Ci să ardă în veșnicii, da. Am duierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Ai nevoie de atingerea Duhului Sfânt în dimineața asta. Să știi că El e prezent aici. Eu sincer n-am venit pentru un program, programe știm să facem, am venit pentru o slujbă, pentru o slujire. Și eu cred că Duhul Sfânt ne va atinge și ne va vorbi. Dacă ai venit să primești un cuvânt de la El, îl vei primi. Dacă ai venit să fii transformat, vei fi. Dacă ai venit cu gândul că o să stai degeaba și pe telefon să te plictisești, așa va fi. Așteptarea ta depinde lucrarea lui Dumnezeu, cum să zic, declanșează lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Aștept să te atingă. Îl vrei pe Duhul Sfânt la lucru din nou? Vrei să fii umplut de Duh? Aleluia, aleluia. Spune, vino Duhule Sfânt și atinge-mă. Spune-ți, vino Duhule Sfânt și atinge-mă. Transformă în viața. Vreau să fiu plin de Tine. Un om predat. Un om consacrat. Un om plin de Duh. Dragii mei, dacă un cuvânt ar însuma cuvântul din dimineața asta, mesajul, probabil că ar fi consacrare. De multe ori trăim viața în viteză și, adevărat, ne lăsăm duși de valul acesta al plăcerilor și știu că lumea oferă plăcere pentru o clipă. Și sunt foarte mulți pocăiți, păcăliți pe planeta asta care trăiesc cu mentalitatea trăiește clipa. Dar mai sunt și oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat și știu să tragă frâna de mână când vin plăcerile și spun nu, pentru că Dumnezeu meu va avea grijă de mine. Dragul meu, cineva spunea că diavolul e barmanul cel mai viclean din lume și atunci când îți vine factura, nu numai că nu o poți plăti, dar plângi pentru că îți dai seama că ai fost înșelat. Păcatul e, cum să spun, finuț, e subtil. Păcatul vine subtil în viața pocăitului, în viața copilului Dumnezeu. De aceea trebuie să fim cu ochii deschiși și Biblia spune să veghem. Și știi ce? Hai să ne trezim acum, ca să nu ne trezim prea târziu. În dimineața asta voi pune în contrast două personaje. Unul care a ales calea lumii și a mers pe principiul trăiește clipa. Și altul care a ales să aștepte, să amâne plăcerile de o clipă și să-L onoreze pe Dumnezeu prin deciziile Lui. Aș vrea să urmărim toată viața lor, dar nu putem pentru că e prea complexă, însă ne vom uita la trei ipostaze din viața fiecăruia dintre ei. Vom începe cu unul care a fost, amândoi au fost unși, amândoi au fost trimiși, amândoi au fost copii de Dumnezeu puși deoparte, dar amândoi au fost speciali, amândoi au fost pur și simplu, li s-a dat un destin extraordinar, unul a început bine, a terminat prost, unul a început prost și a terminat-o bine. Și în dimineața asta vreau ca să învățăm de la acești doi oameni. Vom începe contrastul acesta cu puternicul Samson, omul uns de Dumnezeu, care a început bine, a fost chemat, a fost uns să facă o diferență în Israel. A reușit? Pe parcursul mesajului aș vrea să vă provoc să identificați în viața voastră rădăcinile cu care Samson s-a luptat. El a făcut trei greșeli fatale.
Și aș vrea să vi le menționez pe scurt înainte să intrăm în ele. Prima, ascultat de glasul poftei. A doua, ascultat de glasul răzbunării, al emoțiilor. Și a treia, ascultat de glasul mândriei. Ce ziceți? Creștinii sunt atacați cu aceste trei arme ale celui rău? Pofta, răzbunarea, da? Și mândria, da sau nu? Aș vrea să le luăm pe rând, judecător 14 de la 1 la 3. Samson s-a coborât la Tima și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, citim împreună, am văzut la Tima o femeie din fetele filistenilor, mentalitatea lui, luați-mi-o acum de nevastă. Părinții l-au întrebat, tatăl său și mama s-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filistenii ăștia care sunt tăiați, nu sunt tăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său, citim împreună, ia-mi-o căci îmi place. Nu v-au, dragilor. Căci îmi place. Tot nu v-au pe toți. Căci îmi place. Vedeți mentalitatea lumii acestea? Mentalitatea din timpul romanilor, dragii mei, din timpul orgiilor și destrăbălilor, nu s-a schimbat. E aceeași mentalitate și astăzi, trăiește clipa. În toate reclamele pe care le auziți, ce să spune? Fă-o acum, distrează-te acum, prinde acum, gustă acum din viață, de ce să mai aștepți? Lasă că Dumnezeu te va ierta, va acoperi totul cu sângele lui Hristos și te va ierta. Dar, dragul meu, păcatul are consecințe. Biblia spune că plata păcatului e moartea și de câte ori păcătuim înaintea lui Dumnezeu, de câte ori ne lăsăm atrași de poftele astea, de care s-a lăsat, de mentalitatea asta, de care Samson s-a lăsat atras, noi o să plătim un preț. Diavolul vine și cere factura. Să nu crezi că dacă păcătuiești, o să scapi. Dragul meu, uite-te la Samson. El a avut mentalitatea asta, ia-mi-o căci îmi place, luați-mi-o acum, eu vreau acum. Cum vi se pare? Sună ca un refren cunoscut din cântecele de astăzi? Da sau nu? Toate cântecele de astăzi promovează mentalitatea carpe diem. Trăiește azi, trăiește clipa, gustă acum, lasă mâine, bucură-te acum de viață, nu știi dacă o să trăiești 100 de ani. Samson, judecător 16 la 1 la 4, spune Scriptura, a plecat la Gaza, a văzut acolo o curvă și a intrat la ea. După aceea a iubit pe o altă femeie în Valea Sorec. Ea se numea Dalila. Incredibil. Acest om uns de Dumnezeu, acest om pus deoparte. Eu sunt efectiv șocat când citesc Scriptura. Nu știu dacă pe voi vă zdruncină cuvântul lui Dumnezeu, dar pe mine mă frământă. Cum se poate că un om cu o ungere atât de deosebită să cadă în păcat? Vreau să te întreb, te ține ungerea? Am mai văzut un om uns de Dumnezeu împreună cu același profet Samuel, l-a uns și pe Saul și pe David. Te ține ungerea, dragul meu? Doamne, dă-mi ungere, dar caracter vrei? Doamne, dă-mi putere, dar consacrare vrei? Vrei doar putere, vrei doar ungere, vrei doar daruri, vrei doar manifestări, dar sfințenie vrei în viața ta? Vrei să fii consacrat? Uite-te la Samson ce face. Trăiește clipa. Samson a ascultat de glasul poftei. Spune împreună, Samson a ascultat de glasul poftei. Dragul meu, vreau să te întreb, îți este ușor să spui nu poftei din viața ta? Dă-mi voie să spun ceva la biserică, e ușor întotdeauna să spunem nu. Dar știi ce am observat eu la cei mai mulți dintre noi? După biserică, când mergem la masă, ni s-a cam terminat pocăința. Când se întinde masa, tată, mâncăm cu două mâini, am mâncat și cu urechile. De ce? Pentru că pofta în noi își cere drepturile. La biserică l-am disciplinat pe orfanul ăsta. La biserică l-am disciplinat să ridice mâini pe sus, să cânte cântările, să se roage, dar când ieșim din biserică, iese cu adevărat la iveală cine suntem noi. Dragii mei, haideți să învățăm de la Samson. Dacă pofta îți bate la ușă, ai grijă că pofta are consecințe. Al doilea lucru, că al doua greșeală fatală, zic eu, care a făcut-o Samson, era un om al emoțiilor, un om al răzbunării, un om care era bazat pe impulsuri. Câți dintre voi ați acționat vreodată pe impuls aici? Nu zâmbiți, ridicați mâna sus. Elo, nu toți au ridicat, deci restul să cred că sunt sfinți. Slavă Domnului! Samson nu era un om rațional și a pus darul lui în împlinirea dorințelor sale. Era un om reactiv, era un om care acționa bazat pe impulsuri. El nu era un om care acționa bazat pe planul lui Dumnezeu. Și uite ce ne spune judecător 14:4. Atunci 3.000 de bărbați din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etan și au zis lui Samson, nu știi că filistenii stăpânesc peste noi, ce ne-ai făcut? Deci, el le-a răspuns, citim împreună, le-am făcut așa, citim împreună, le-am făcut cum mi-au făcut și ei mie. Ce vă spune vouă mentalitatea asta? Îmi dai o palmă, eu îți dau și eu înapoi.
mă scui printre ochi, ai grijă. Samson era un om reactiv. Dragii mei, eu am văzut mulți copii al Dumnezeu reactivi. Hei, să nu merg mai departe de Sani Trancă. De multe ori eu am fost reactiv. De multe ori m-a ciupit cineva, m-a începat cineva, m-a rănit cineva și ziceam... Monstrulețul din mine își cerea drepturile, firea pământească și ala iveală și îți cere dreptate și câteodată ai dreptate. Ce faci? Vezi tu că Samson n-a putut să spună nu emoțiilor, n-a putut să spună nu răzbunării. El a fost omul care, ăștia veneau la el și el se ducea spre ei. Ăștia îi făceau ceva, mai mult el căuta la un moment dat, spune Scriptura, că Samson căuta pricină de vină, căuta să le bage de vină. Era un om reactiv, un om conflictual. Dragul meu, cum ești? Asculți de vocea emoțiilor în viață sau de vocea cuvântului Dumnezeu? Eu cred că cei mai mulți dintre noi am luat decizii bazate pe emoții și nu mai departe de săptămâna asta. Ia să-l sun eu, mă, să-l pun la punct. Acum îl sun. Nu-l suna, mai gândește-o toată. Ba da, îl sun, că am dreptate. Cum acționezi când ai dreptate și ești nedreptățit? Cum acționezi când ai dreptate și ești nedreptățit? Îl lași pe Dumnezeu să lucreze. Îi faci un cadou vrășmașului tău, îi trimiți un mesaj pe telefon frumos, Domnul să te binecuvânteze, îți mulțumesc că m-ai rănit, fă-o mai departe și data viitoare fă-o și mai rău. Cum faci? Dragul meu, nu fii un om reactiv, să știți că oamenii reactivi nu sunt oameni maturi. Oamenii reactivi înseamnă că încă nu s-au vindecat. Ei sunt oamenii care reacționează la viață, nu acționează în viață. Vă aduceți aminte de apostoli când a început valul, când a început marea? Ei au reacționat. Hristos Domnul dormea la cârmă. Ce minunat! El acționa. El știa ce are de făcut. Oh, Samson, eu îi spun Samson lui Samson. Nu era omul rațional. Aș vrea ca să te provoc să începi să-ți folosești rațiunea. Eu știu că atunci când am venit la Iisus Hristos, la Domnul, Dumnezeu mi-a zis să-mi înnoiesc mintea, nu să o arunc la gunoi. Dar sunt foarte mulți pocăiți care nu-și mai folosesc mintea. Ei merg doar bazați pe emoții. La biserică bazați pe emoții. La muncă bazați pe emoții. E totul din impulsuri. Ei trăiesc o viață în fire, în sufletul lor. Conduși de sufletul lor. Nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Vezi tu, toate au un preț. Ce ziceți, răzbunarea asta a rămas fără ecou în tabăra filisteană? Nu, pentru că ei au pus un plan la cale și știți care a fost planul. Samson a ascultat doar de pofte, dar a ascultat și de glasul răzbunării. Dă-mi voie să te întreb, te-ai răzbunat vreodată pe cineva? Ești acid? Ești critic? Deci știi cum sună la noi la pocăiți bârfa? Nu vreau să fiu răutăcios. Deci nu vreau să-l bârfesc, dar uite, dă-mi voie să te pun în temă cu pastorul. Deci n-aș vrea să păcătuiesc înaintea Domnului, dar asta e realitatea, drag, nu pot să n-o spun. Știi ce e aia, nu? Bârf. Iei și dai în numele cuiva. Vreau să spun ceva, Dumnezeu coboară și Dumnezeu ridică și Dumnezeu știe ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Și crede-mă că dacă ne-ar lua Dumnezeu pe toți astăzi la scăldat, nimeni n-ar ieși cu plus. Toți am ieșit cu minus. Dragul meu, Samson a mai ascultat de voce, vocea mândriei. Ia uitați ce spune, cum spune vocea mândriei, judecător 16:20. Atunci i-a zis, adică Dalila, după ce l-a îmbrobodit, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, citim împreună, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Ce vă spune vouă asta? Pe cine se baza Samson? Voi face ca mai înainte. Eu sunt tare, eu sunt marele Samson, n-ai auzit de mine? Cum? Când treci pe lângă mine, ești mai salutat. Cum? Am intrat în biserică și nu mi-ai zis bună dimineața. Adică până când, mă, frate? Dragul meu, fii treaz și veghează, pentru că mândria este una din cele mai tari arme ale celui rău. Îmi plăcea de un predicator cum spunea că mândria este arma cu care atunci când diavolul te ispitește, niciodată nu te simți vinovat. Când te mândrești, voi n-ați văzut că atunci când ne mândrim nu ne simțim vinovați? E singurul păcat de care nu ne simțim vinovați. Pentru că e sâmburile satanic. Dacă mândria a pătruns în cer acolo și s-a manifestat în inima lui Lucifer, dragul meu, și el a zis eu în Isaia, de 5 ori a spus eu mă voi sui, eu. Ce este mândria? Care e limbajul mândriei? Să vă aud un singur cuvânt. Mai tare că nu vă aud. Ăla e.
când l-ai pus pe eu în față, l-ai dat pe Hristos jos. O să fac ca mai înainte. Și ce spune? Care au fost consecințele? Judecător 16:2. Filistenii l-au apucat, i-au scos ochii, l-au coborât la Gaza. Din nou Gaza, nu? Vi se pare interesant? Războiul din Gaza, din nou Gaza. Și l-au legat cu niște lanțuri de alarmă. Ia uitați ce final are. El învârtea la râșniță în temniță. Omul lui Dumnezeu, Samson, omul uns de Dumnezeu, uns de Dumnezeu, care Dumnezeu îl unsese, îi dăduse o putere extraordinară, care îi dăduse un destin, care îi dăduse un scop să fie judecător în Israel, să aducă cuvântul lui Dumnezeu, să-l facă disponibil oamenilor, ajunge să fie orb, fără viziune, cu ochii scoși, în lanțuri și învârte la râșniță. Și așa sunt mulți dintre voi care ați venit aici. Încă învârtiți la râșnița păcatului. Încă învârtiți la râșnița vinovăției și condamnării. Încă învârtiți la râșnița rușinii. Trăiți în rușine. Trăiți în condamnare. Vedeți finalul, judecător 16:28-30, aș vrea să surprindem ceva și în ultima lui rugăciune. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de... Voi vedeți pe cine pune Samson accentul? De cine? Pune pe Dumnezeu? Pe? De mine! Te rog, Dumnezeule, ia uitați, ia citiți împreună. Dă-mi putere, numai de data aceasta și cu o singură lovitură, citim împreună, să mă răzbun. Voi vedeți și în ultima lui rugăciune ce este? Să mă răzbun pe filistenii pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a prățișat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa, s-a rezemat de ei, unul la dreapta, altul la stânga și a zis: ia uitați, ce și alege el, ce destin alege? Să mor împreună cu... Vedeți că nici nu i-a permis lui Dumnezeu să decidă când moare el. El a hotărât când el. Ce asta? Mândrie. Mândrie. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul ce era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât pe cei pe care i-a omorât în timpul vieții lui. Am o singură întrebare pentru voi în dimineața asta, înainte să trecem la personajul 2. Într-un singur cuvânt, cine a fost centrul vieții lui Samson? Haideți să spunem împreună. Dar dacă ai spune despre tine, cum ai spune? Aoleu, asta a fost foarte încet. Vezi tu, când îl bagi pe eu în față, începe dezastru. Eul este ispitit de poftă. De pofta plăcerilor. Eu e ispitit de pofta răzbunării, e bazat pe impulsuri. El nu știe să ierte. Eul, întotdeauna, el este, cum să zic, condus de glasul mândriei. De asta, dragii mei, în dimineața asta, mă rog ca Duhul Sfânt să opereze la adâncime. Că vă spun ceva, unele boli se vindecă doar la cruce. Eu am încercat mult să-l tunez pe ăsta. Am încercat să-l aduc la biserică, să-l tunez și știi ce? Dumnezeu nu tunează firea, Dumnezeu o duce la cruce. Firea pământească trebuie dusă la cruce. Odată a venit cineva la mine și ne-am rugat: frate, rugați-vă că sunt critică cu soțul meu. Nu știu ce să-i mai fac. Zice: rugați-vă să iasă demonul ăsta de critică. Zic: soră, stai liniștită, n-ai niciun demon. Trebuie să mergi la cruce. A, nu, zice, la cruce nu. La cruce a murit Domnul Iisus în locul meu. El a murit în locul tău, dar tu trebuie să aplici cu ele în fiecare zi. Cine vrea să mă urmeze, să se lepede de eu. Care e problema mea cea mai mare și care e problema ta cea mai mare? Spunea D.L. Moody, problema lui D.L. Moody în viață, unul din cei mai mari evangheliști, 180 de milioane de convertiți, de oameni care s-au întors la Hristos prin el, spunea: problema cea mai mare în viața lui D.L. Moody n-a fost diavolul, n-au fost oamenii, a fost D.L. Moody. Adică eu. Vestul el, Samson, a ales să facă parte dintr-o generație preocupată mai mult de cum arată, mai mult de imagine, decât de consecințele pe termen lung. Nu l-a interesat caracterul, pe el l-a interesat să câștige argumentul, să câștige ziua. Nu l-a interesat că pierde războiul. Dragul meu, Dumnezeu nu vrea să câștigi doar ziua, El vrea să câștigi războiul. Crezi asta? Pentru că Biblia spune că Domnul are planuri bune pentru noi. Aș vrea să merg la al doilea personaj. Nu știu, dar totuși aș vrea să mă opresc 10 secunde. Și să-i spui: Doamne, care este lanțul dintre astea trei care încă mă ține? Pofta, răzbunarea sau mândria? Roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate.
Izbăvește-ne, Doamne. Dragul meu, acum vom pune în contrast al doilea personaj care se numește Iosif. Iosif a făcut contrar decât Samson. El a ascultat de glasul, de vocea neprihănirii, a ascultat de vocea iertării, nu a impulsurilor și de vocea smereniei, și aș vrea să le luăm pe rând. Geneza 39, de la 7 la 10. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis... Ce a zis? Culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, citim, el n-a voit. Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic în casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Citim împreună. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui? Cine era centrul în viața lui Iosif? Vedeți diferența dintre Iacov, dintre Samson și Iosif? Observați? Iosif, când a venit și a fost ispitit, el și-a dat seama că meciul nu e între el și ea. El îl slujește pe Dumnezeu. Dumnezeu, el îi dă socoteală lui Dumnezeu, el umblă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te vede, omule, tinere, Dumnezeu te vede, tânără, Dumnezeu te vede, n-ai unde să te ascunzi. El era singur în casa asta, în palatul ăsta. Nevasta lui Potifar, să nu-ți imaginezi că era o babă cloanță. Era al doilea om în stat. Și de obicei ăștia se căsătoreau cu fete foarte tinere și foarte frumoase. Și li spitea, și li spitea, și li spitea, și ăsta zice, nu, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Vedeți voi că Iosif s-a raportat la Dumnezeu, nu la eu. Vedeți diferența? Când te raportezi la eu, întotdeauna o să pierzi meciul. Când te raportezi la Dumnezeu, întotdeauna o să câștigi, pentru că vrei să-L onorezi pe El. Geneza 39, 7 cu 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele cu Iosif, el n-a voit să se culce, să se împreune cu ea, măcar că vorbea în toate zilele. Cum vine ispita? Din când în când sau? În toate zilele. Obișnuiți-vă. Sunt unii care cred că după ce se căsătoresc nu o să mai fie ispitiți. Eu am întâlnit om la 72 de ani care îmi spunea, bă, de e greu. Și la vârsta asta ispita. Am crezut că după ce îmbătrânesc nu mai. Eu de curiozitate am întrebat, pentru că sunt un om care îmi place să învăț, sunt un om care îmi place să mă evaluez. Mă, dar oare se va termina odată? Atâta cât vei fi pe pământul ăsta, vei fi ispitit. Spune vecinului, vei fi ispitit. Nu te uita la mine, spune vecinului, vei fi ispitit. Vei fi ispitit, dar vei birui, amin. Ia uitați ce spune Geneza 39, de la 11 la 15. Într-o zi când intrase în casă să-și facă lucru și când nu era pe acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină, vezi, ispita te apucă. Fuge după tine, zicând, culcă-te cu mine. El a lăsat haina și a fugit afară din casă. Ce spune Scriptura în Noul Testament? Fugiți de... Nu vă aud. Fugiți... Mai tare că nu vă aud. Fugiți de poftele tinereții. Dragul meu, îmi spunea un tânăr, măi, zice, eu stau să mă lupt cu ispita sexuală până obirul. Zic, dragul meu, fugi. Ascultă-mă, dacă e singur acasă, închide ușa și fugi pe străzi. Nu sta. Fugi! Fugi! Fugi de poftele tinereții! Nu sta acolo să fii bătut, nu sta să te apuce, să te tragă lângă ea! Fugi! Sună, cheamă ajutor, strigă numele Domnului, cheamă pe cineva! Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână, a fugit afară, a chemat oamenii din casă și a zis, vedeți, ne-a dus un evreu să-și bată joc de noi. Ultimul verset, au luat pe Iosif și l-au aruncat în temniță. În locul unde erau închiși întemnițații împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Vreau să vă întreb, știți cât a stat Iosif în temniță? 10 ani, nevinovat. Cum te simți atunci când îți nedreptățește cineva numai 10 minute dintr-o zi? Știu un om care a stat în închisoare 2 ani, nevinovat. Și a zis că e foarte greu să ierte. Se luptă. Vine la biserică, se luptă de ani de zile să dea drumul, să-l ierte pe acel om. Dragul meu, nu e ușor să fie aruncat în temniță, nevinovat. Dar știi ce? Dumnezeu va fi cu tine. Biblia spune că Dumnezeu era cu Iosif. Amin? Vedeți?
Iosif a ascultat de vocea neprihănirii. Neprihănire înseamnă să te aliniezi cu cuvântul lui Dumnezeu. Aveam un capitan în armată, îi se spunea capitanul minune. Știu că nu vă vine să credeți, dar credeți-mă, făcea minuni cu noi. Comunica numai cu pumnul și bocancii cu noi. Și el avea o boală a lui. De ce îi plăcea? El îi plăcea întotdeauna ca soldații să fie în spatele lui, că el era capitan. Și așa avea și boala asta plimbărilor, tot timpul să plimba. Și noi tot timpul după el, în spatele lui. Tot timpul, cât era cu noi, 8 ore, tot timpul. Eram leșinați, disperați. Și știi ce am învățat? Am învățat un principiu. Aliniază-te în spatele cuvântului Dumnezeu. Neprihănirea nu înseamnă să fii perfect. Neprihănirea înseamnă să acționezi, să te aliniezi cu Scriptura. Ce spune Scriptura? Iosif, credeți că a știut despre Dumnezeu? Credeți că îi se povestise despre Dumnezeul lui Avraam, Isaac? Credeți? Vedeți, Iosif s-a aliniat, a fost neprihănit. Apoi a ascultat de vocea iertării. Iosif, spre deosebire de Samson, nu a căutat răzbunare, n-a lăsat atenție, resentimentele și amărăciunea, bisericile pline de resentimente și amărăciune. Oameni care nu pot să ierte, vin la biserică și vezi că sunt atinși de amărăciune, amărâți. Când eram în București, ăștia aveau vorbe pe acolo, ce faci, mă, amărășteanule? Și când n-aveau bani să-și cumpere ceva și își luau doar lucrurile ieftine, zicea, și astăzi sunt un amareti. Amărât. Dragul meu, nu lăsa amărăciunea să te cuprindă, să te păteze. Biblia spune că dacă tu cazi în harul Dumnezeu și dai lăstarea de amărăciune, le dai drumul să vină în viața ta, te vor păta pe tine și pe cei din jurul tău. Vrei să fii un amărât? Eu nu vreau. Să știi că amărâții nu sunt pe străzi, de multe ori sunt în biserici. Sunt oamenii care au lăsat amărăciunea să-i conducă, chiar dacă au fost neîndreptățit. Iosif a zis fraților lui, Geneza 45:5, vreau să citim, apropiați-vă de mine. Wow, ce frumos! Mi-ai găsit versetul? Geneza 45, de la 4 la 5. Curaj! Am nevoie de voi! Ia uitați ce a zis fraților lui. Apropiați-vă de... Mai tare citim, apropiați-vă... Cine erau frații lui? L-au executat, ăștia l-au aruncat în groapă, l-au vândut ca sclav, au stat în închisoare datorită lor atâția ani. Tu îți dai seama, după 22 de ani să te întâlnești cu vrăjmașul tău, ce ai face? Și el ce zice? Apropiați-vă de mine. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, vedeți din limbajul lui, el nu se neagă pe frații lui, nu se deslipește de ei, da? Nu se dezice de ei pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați! Și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, citim împreună. Căci ca să vă scap, viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Mare om. Geneza 50 de la 19 la 21, Iosif le-a zis, fiți fără teamă căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în... Wow, ce frumos! Geneza 50, 19 cu 21, ar trebui să-l învățăm asta. Ca să se împlinească ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Incredibil! Ce om! Ce caracter! Ăștia îl chinuie, ăștia îl aruncă în groapă, îi taie hainele, vor să-l omoare, vorbesc despre cum îl tăiem, așa sau așa. Îl vând ca sclav, ajunge în închisoare și Iosif cum îi primește? Voi avea grijă de voi și de copiii voștri. Vezi tu, Iosif a ascultat de vocea cuvântului lui Dumnezeu și a dat iertare. Dragul meu, știi ce am înțeles în viață? Că un om care nu iartă, nu l-a întâlnit pe Hristos. Al treilea lucru, Iosif a ascultat de vocea smereniei. Geneza 41, 15 la 16, Faraon a zis lui Iosif, am avut un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu ești cel mai șmecher pe vise, adică dacă vii tu și cam intri tu pe aici, pe la palat, deci cam toate se rezolvă. Cam așa sună în termenii de azi, dar tu tălmăcești îndată un vis după ce l-ai auzit. Ia uitați răspunsul lui Iosif, citim împreună. Nu! Citim împreună! Bună dimineața! Nu! Eu! Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon! Dragii mei, voi vedeți cine era pe tronul vieții lui Iosif? Cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Du-te de aici! Dumnezeu era! Când au venit frații lui și putea să execute, a zis, știi ce? El m-a iertat pe mine și m-a învățat să dau iertare și voi veți iertați, veniți că voi avea grijă de voi. Și acum, cum răspunde Iosif când e atacat la nivel de mândrie? Nu eu, Dumnezeu. Dragul meu, dacă nu învățăm să spunem nu eu, Dumnezeu, toată viața noastră până la plecarea la ceruri să avem
înfrângere în viața noastră spirituală. Rezultatul separării și ascultării, da? Îl vedem clar aici în Geneza. Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu e nimeni care să fie atât de priceput și de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea, tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Asta e un cuvânt profetic pentru noi în dimineața asta, dragii mei. Când îl onorăm pe Dumnezeu în ispita sexuală, când îl onorăm pe Dumnezeu și te aliniezi cuvântului și acorzi iertare de nenumărate ori, la infinit, la infinit, când îl onorăm pe Dumnezeu și spui, nu eu, Dumnezeu, Dumnezeu îți dă putere peste tot Egiptul, peste tot păcatul. Aceste boli, spunea Scriptura, nu vă vor ajunge dacă veți asculta de cuvântul meu. Știi de ce sunt atât de mulți pocăiți legați în bolile Egiptului? Și în păcatele Egiptului, pentru că nu îl onorează pe Dumnezeu, nu sunt consacrați. Când vine ispita, deschid ușa și zice, ce bine, trăiește clipa. Las că nu mă vede nimeni, mă duc și mă pocăiesc. Neiertarea, resentimentul, răzbunarea, când bate la ușă, tu zici, da, cu sânge rece, răzbună-te. Și atunci când îți bate mândria la ușă, tu zici, bine ai venit, sora mea. Ce bun sunt eu, adevărul, când eu intru în biserică și când predic eu și când vorbesc eu și când cânt eu și când apar eu, să schimbă lucruri. L-am pe Dumnezeu la buton. Era un om odată care credea că atunci când intre la biserică să schimbă atmosfera. L-are pe Dumnezeu la buton. Când eu mă rog să vindecă bolnavi, când eu mă rog să fac minuni, dragul meu, Dumnezeu face minuni când vrea El. Treaba noastră e să ne rugăm. Vedeți diferența dintre un om care a avut mentalitatea trăiește clipa și a ratat destinul lui Dumnezeu, fiind centrat pe sine, ăsta a fost Samson, și pe nevoile lui, dorind să-și facă un nume și o imagine. Dragul meu, tinere, om bun, e un pericol când ești concentrat pe eu. Vei ajunge ca și Samson să învârți la râșniță. Dar dacă alegi calea lui Iosif să-L onorezi pe Dumnezeu când ești ispitit sexual, pe nedrept, Dumnezeu te va înălța peste puterea Egiptului care simbolizează păcatul și sclavia. Dă-mi voie să te întreb, ce face păcatul în viața unui creștin? Îl duce? Rob, sclav! Ești un sclav al rușinii, al condamnării, nu te mai poți ridica, n-ai curaj să ridici capul sus. Dar Dumnezeu promite că dacă tu îl onorezi pe El în ascuns, El îți va da putere peste toată puterea Egiptului. Amin? Am o aplicație scurtă, de vreo 20 de minute. Trebuie să mergem la aplicație, trebuie să mergem la partea practică. E frumos, am învățat cele trei greșeli fatale a lui Samson. Dacă mi le poate spune cineva, am ceva, un cadou pentru el. Care au fost? Care a fost prima? Pofta, răzbunarea și mândria. Uite, bravo, să vede că ai fost la examene. Înveți foarte bine, Domnul să te binecuvânteze. Aleluia! Un om deosebit aici, face facultate, ia examenele, l-o da să fie domnul. Și care a fost la Iosif? Care a fost? De ce a ascultat Iosif comparat cu Samson? Vocea neprihănirii, vocea iertării și vocea... N-am auzit. Smereniei. Iosif s-a smerit, s-a continuat să se smerească. Doamne, Tu le știi pe toate. Dragul meu, vreau să-ți dau o provocare și aplicația e simplă. Primul punct, te trăiește în sfințenie. Dar e ușor de spus, stai puțin. E foarte ușor de spus. O, frate Sani, m-am sfințit. Wow, ce tare! Știi de câte ori m-am sfințit? Din gură. Să trăiești în sfințenie, știi ce înseamnă? Cuvântul kadoș din limba ebraică înseamnă să fii antisecular. Cel sfânt nu se aliniază la lucrurile temporare prezente. Atenție! Kadoș descrie ceva ce e pus deoparte din sfera obișnuitului. E pus acolo pentru ceva extraordinar, pentru un lucru special. Și hagios din limba greacă înseamnă e separat de la lucrurile obișnuite și, atenție, rezervat pentru Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templu Duhului Sfânt care locuiește în voi? Spune vecinului repede, ești rezervat. Pastore, suntem rezervați pentru împărăția Lui și pentru Duhul Lui. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Atenție! Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, nu spune că dacă ești creștin sau nu, dacă îl nimicești, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Vrei să fii nimicit de Dumnezeu? Eu unul nu vreau.
Căci templul Dumnezeu e sfânt și așa sunteți și voi. Deci de câte ori nimicești templu, tu intri sub o judecată. De câte ori aduci păcat în templu, de câte ori aduci păcat în templu, de câte ori lași mândria în templu, de câte ori lași răzbunarea în templu, atunci intri sub o judecată. Dumnezeu vrea să te elibereze de asta, că te iubește. Dar vrea să faci ceva. Trăiește în sfințenie. Și trăiește în sfințenie înseamnă să-ți predai trupul. Ascultă-mă, sunt foarte mulți pocăiți care Dumnezeu crede că le vrea banii. Dumnezeu nu vrea banii tăi, nu vrea resursele tale, Dumnezeu vrea trupul tău. Dumnezeu, repet, vrea trupul tău. Roman 12 cu 1 spune, aduceți mașinile voastre ca o jertfă vie, așa spune. Aduceți pălăriile voastre ca o jertfă vie, frezele voastre ca o jertfă vie. Ce spune acolo? Aduceți mai tare, mai tare, trupurile. Eu vreau să vă întreb, iertați-mă, n-am pus întrebarea asta, iartă-mă, pastore Liviu. Mă, avem vreun duh pe aici în dimineața asta? Duhul Domnului, ăla e prezent, alt duh pe aici. Câți dintre voi considerați că sunteți duh sau aveți trup aici? Aveți un trup. Ai un trup, pentru că dacă ai un trup și poți să ridici o mână în sus, când are, cine are trup să ridice mâna sus? Pe rândul ăsta, unul nu ridică mâna, trezește-l și pe fratele acolo. Sora de acolo nu ridică, stați cu mâinile sus până ridică toată lumea. Lăudați să fie Domnul. Ai ridicat mâna, ai ridicat, super. Dragul meu, dacă ai un trup, înseamnă că Dumnezeu vrea trupul ăla. Pentru că până nu-i predai trupul, Dumnezeu nu se poate slăvi în tine. Dă-mi voie să te întreb o treabă. Ce spune Domnul Hristos? Când satana iese dintr-un om, când demonul iese, se duce în locuri pustii și fără și stă o vreme acolo și zice, bă, nu-i bine aici. Mă întorc înapoi, în casa curățată, unde se întoarce? În? Trup. În? De ce are diavolul nevoie să se manifeste? De? Trup. La fel Dumnezeu, el vrea trupul. El vrea trupul prin care Duhul Sfânt. Îmi place ce spune de Gedeon, spune Scriptura în ebraică, Dumnezeu s-a îmbrăcat cu Gedeon. Aleluia! Laudă ție, Doamne! E ca și cum l-a luat pe Gedeon și a zis, vino încoace, Gedeone, să mă îmbrac cu tine. Îmi cer scuze. Mă îmbrac cu tine, s-a îmbrăcat cu Gedeon. Doamne, îmbracă-te cu mine. Doamne, îți predau trupul meu. Dragul meu, în dimineața asta Dumnezeu vrea trupul tău, știi de ce? Pentru că doar prin trupul tău se poate slăvi. Spune Scriptura așa, fii atent, cum îți predai trupul? Cum? Ai nevoie să vezi ceva, sfințenia nu vine singură, sfințenia vine prin cuvânt. Uite, mărturiile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Vrei să fii la modă în împărăția cerurilor? Cine vrea să fii la modă? Eu vreau. Atunci știi cu ce ai nevoie să te îmbraci? Cu sfințenie. Și sfințenia începe prin predarea trupului. Îmi place că Dumnezeu și Biblia e foarte pragmatic. Ar fi foarte frumos. O rugăciune din astea, prinde moște, haleluia, glorie, pleci și ești la fel. Aia nu-i credința, aia e misticism. Credința e foarte pragmatică. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Am înțeles, Iisuse. Du-te și te spală la Siloam. Doamne, iartă-mă, îs orb. În ce parte e Siloamul? Nord, vest, est, sud, că pentru mine e tot una. Du-te și te spală la Siloam. Cum te-ai fi simțit? Eu ofensat. Doamne, dar îți bagi joc de mine, nu vezi că eu sunt orb? În ce parte e Siloamul? Dragul meu, Biblia e practică, Biblia e practică. Uite ce mai spune cuvântul. Sfințește-i prin adevărul tău. Ioan 17 cu 17. Notați-vi, 1:7, 1:7. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Strâng cuvântul tău în inima. Ca să nu... Acum, întrebare, îl strângi? Îmi spunea cineva, ia băi, Sani, știi că eu am promit, cu ochii port ochelari, nu vă să citesc, frate, și eu am ochelari. Așa trebuie să citesc în ultima vreme, cred că mi s-a mărit dioptria. Și mă rog de vreo 25 de ani, 28 de ani să mă vindece Domnul, nu se întâmplă. Eu vindecat pe alții, slavă Lui, glorie Lui. Dar nu poți să citești, asculți. Puneți aplicația pe telefon și dă-i drumul să cânte. Îmi spunea un frate care e șofer pe tir și mă, atât am dorit să citesc Scripturile, mă, și nu pot, mă, n-am timp, că toată ziua cu volanul în mână. Te ajut eu, frate. Dă-mi coace, bang, bang, aplicația pe telefon. Ia-o de la 1 Ioan, ia-o de la Epistola după Ioan. Așa bucuros era și, bă, Sani, simt, cresc, știu versete, bă, știu versete, deci nu vine să cred. Mă scol noaptea și mi-aduc aminte versetul ăla, dar nu, eu nu l-am învățat niciodată, l-ai ascultat. Și intră acolo, se sădește. Dragul meu, să fii sfânt înseamnă să ai centralitate în Hristos, să te supui cuvântului, să crești permanent în cunoștința de Dumnezeu. Vreau să spun ceva, sfințenia vine prin obiceiul de a ne alinia cu cuvântul Dumnezeu. Sfințenia nu vine prin a sta pe Instagram și pe Facebook, TikTok și altceva mai departe. Ălea sunt diavolești, ascultați-mă ce vă spun. Îs unelte diavolești. Voi știți cât s-au sinucis în ultima vreme pe TikTok? Era o statistică, am și uitat numărul, n-are rost să-l spun, poate îl spun greșit.
provocări pe TikTok. Dragul meu, uite provocare în Scriptură. Predă-ți trupul ca o jertfă vie. Sfințenia vine prin obiceiul de a ne alinia cu Cuvântul Lui Dumnezeu zilnic, nu din când în când, și atenție, asta implică efort. Nu suport asta, spun, mă scoate din sărite chestia asta la noi, la pocăiți. Domnul, frate Sani, să le facă el pe... Nu, Domnul, nu le face! Domnul și-a făcut partea lui, tu trebuie să-ți faci partea ta! Domnul a murit pe cruce și a încheiat lucrarea, acum e partea noastră! Spune-i celui de lângă tine, nu mai fi leneș! Domnișoară, nu mai fi leneș, nu mai fi leneș, nu mai da vina pe Dumnezeu! Haleluia! Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, sau acolo mai are un sens în original, o închinare perfectă. Când îi dai trupul, Dumnezeu zice, s-a primit, așa te vreau, de aici te preiau eu. Dumnezeu nu poate să lucreze până nu-i predai trupul. Nu știu dacă știți povestea aia, vă spun repede, mai am câteva minute, cu bărbatul ăla care îmi bate Domnul Hristos la ușă și zice, Iisuse, ce, era pocăiști, știi? Doamne Iisuse, ce bine, dar ce cauți pe aici prin zonă? Băi, zice, am venit să... A, bine, no, stai să mă gândesc, am o cameră sus. Noaptea vine diavolul la ușă, zbește, nu, să se bate, să luptă, ăsta vine repede să țină, să nu intre în casă. Iisuse, salvează-mă, nimic! Până dimineață se chinuie să lupte cu cel rău, într-un final închide ușa. Leșinat, termina pe canapea dimineață. Doamne Iisuse, de ce nu m-ai ajutat? Ionică, tu mi-ai dat decât camera de sus? No, bine, înțeleg ce vrei tu. Îți dau tot etajul și parterul am eu. Ce zici? Cum vrei, așa facem. Iar vine diavolul a doua noapte, iar să-ți bate, să luptă, să-ți dă cu capul, nu, ce face urât ăsta, să chine, strigă la Iisus, strigă la toți sfinții. Nu îl ajută nimeni. Dimineață leșinat, Doamne Iisuse, ce ai făcut? Iar am strigat la tine. Ionică, tu mi-ai dat decât etajul de sus. Restul e al tău. O, Doamne, înțeleg. Primește toată casa mea, primește toată viața mea. Vine diavolul a treia noapte. Iar sparge ușa, scuipă pe acolo, dă pum, dă cu capul, dă să intre când deschide Domnul Iisus. Când îl vede satana. Stăpâne, îmi pare rău, am greșit adresa. Dragul meu, când îi dai trupul lui Hristos, când îi dai trupul lui Hristos, Hristos se îngrijește de el. Nu știu cum l-ai dat trupul pe bucăți. Deci primul cuvânt, cuvântul cheie aici este predare. Îl spunem împreună. Predare. Predare. Sunt prea mulți pocăiți nepredați în biserică. Trebuie să avem pocăiți predați care și-au dat trupul și care nu mai contează planeta asta pentru ei. Al doilea lucru, trăiește în ascultare. Predarea minții. Vezi tu, prima dată e trupul, după aia vine mintea. Să înainte să ai progres spiritual, ascultă-mă, trebuie să ai o minte înnoită. Eu am o vorbă și am învățat-o de mult, de la 17 ani. O minte care nu e înnoită e o minte îndrăcită. Spune-o împreună. O minte neînnoită e o minte îndrăcită. Pentru că, de ce Biblia spune clar că noi suntem parteneri cu diavolul, suntem vrăjmași cu Dumnezeu? Cine e vrăjmașul lui Dumnezeu? Diavolul. Dacă noi nu ne noim mintea prin cuvântul lui Dumnezeu, Roman 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului, cu alte cuvinte, să nu vă aliniați. Să nu vă aliniați chipului. Sunt doar două chipuri cu care poți să te aliniezi pe universul ăsta. Al lui Hristos și al veacului acestuia. Și tu trebuie să faci o alegere. Îmi spunea un frate, frate Sani, uite, vine acum aiu, satana, mustră-l Domnul, intră în noi, dragul meu, e satana, e în noi. Uite-te că acționăm, suntem lacomi, ca pocăiți, mințim, înșelăm, facem numai prostii, tot timpul ne bârfim. Deja sistemul e în... Nu mai trebuie să vină, că e deja aici Duhul Anticristului. Ce putem noi să facem e să luăm mătura cuvântului și să-l dăm afară. Măturați aluatul cel vechi. Dragul meu, cum se face asta? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Spune Scriptura, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Întrebare, câți vă rugați pentru voia lui Dumnezeu? Știi de ce nu o deosebești? Pentru că nu ți-ai predat trupul și nu ți înnoiești mintea prin cuvânt. Cuvântul prefaceți este metamorfosis. Știți în ce casă potrivește? Mie îmi place. De la omidă la fluture. Vă spuneam odată că bunica mea creștea omizi pentru mătase și tot timpul întrebam de ce pocneau anumite omizi. Și mi-a zis, păi mamă, a fost prea flămând de zice. O mânca până o pocnit. Și alealte ce fac acolo? Zice, alea au luat o hotărâre să se lege de un cocon
și să lase în urmă viața asta de târătoare și să se transforme în ceva frumos. Și așa vrea Dumnezeu să facem. Dragul meu, fără coconul cuvântului lui Dumnezeu, nu vei putea birui. Mi-aduc aminte de un stăpân cu sclavul lui în Roma antică. Au mers la cumpărat de sclav și la un moment dat sclavul, pentru că prinsese avea un nume bun, era un creștin, un copil al Domnului și muncea foarte bine pentru stăpânul ăsta, îi plăcea foarte mult de el și deveni să șovoci în viața stăpânului. Și la un moment dat în piață îl vede pe unul, un bătrân, cel mai slab, cel mai distrus. Ia-l pe ăsta, te rog frumos, ia-l pe ăsta. Te rog frumos, fac orice, ia-l pe ăsta, muncesc dublu, ia-l pe ăsta, te rog eu frumos. Și ăsta, bă, omule, ăla e leșinat, e bătrân, nu are forță de muncă. E un prejudiciu pentru mine. Te rog frumos, ia-l, că ăsta o să muncească mai mult decât toți. Îl cumpără stăpânul, îl duce acasă, bătrânul leșinat, lunge ăsta cu ulei, sară, lunge cu... De toate, a doua zi nu vine la muncă. Dar munca totuși se făcea, ba mai mult, sclavul nostru, ăsta tânărul, muncea mai mult și pentru el și pentru bătrân. Și la un moment dat vine stăpânul și zice, acum înțeleg ce ai făcut. Așa e că e familia ta? De ce nu? De ce muncești pentru el? Da, mai trece o zi, auzi, acum știu, așa e că e tata tău? Nu. Dar de ce muncești pentru el? Mai trec vreo două, trei zile, sta stăpânul uimit, vedea cum sclavul lui muncește din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Bătrânul începea să întrame și el în putere, ușor, 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 ușor. Auzi, cred că e fratele tău și n-ai vrut să-mi spui. Nu, zice, e vrăjmașul meu, mi-a omorât familia. Dar stăpânul meu, Iisus Hristos, mă învață să-mi iubesc vrăjmașii, așa cum a iubit el pe mine. Dragul meu, nu poți până nu-ți înnoiești mintea, nu poți să iubești, nu poți să ierți ca Iosif. O să ai o viață plină de resentimente și resentimentul duce la regret și regretul duce la regresii. Yeah. Trăiește în sfințenie, trăiește în ascultare, ultimul e trăiește în smerenie. Oh, Doamne! Predă-ți voința, vedeți aici diavolul ne atacă voința. Știi unde îți atacă? Îți spune așa un gând, băi, când tu vorbești, când tu cânți, deci, băi, tu ești o voce în cartier, mă. Deci când tu vorbești, oamenii chiar au aminte. Și tu nu crezi aia, dar după ce ți-o spune de două, trei ori, zici, stai să mă puțin în oglindă, poate că... Fuh! Da, mă, n-arat rău deloc. Dragul meu, Biblia spune 1 Petru 5 cu 6, smeriți-vă sub înaltarea lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. 4, 6 la 7, Iacov, dar în schimb ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor... N-am înțeles, cine stă împotriva celor? Diavolul? Nu, diavolul doar te ispitește să te mândrești, după aia știi cine te ia în primire. Odată eram mândru, vă spun sincer, eram mândru. Nu știam că sunt, dar eram. Și am crezut că e diavolul și mă luptam cu el de vreo săptămână și la un moment dat mă izbeam de el ca de un munte. Numele lui Iisus, înapoi a mea, Satană! Și la un moment dat știți cum, când vine copilul și îl bate pe tasul și pune tasul mâna în cap și zice, băi, oprește-te, eu sunt. Și-a mi-a făcut mie tata. Și eu sunt, nu te mai bat, eu sunt, eu stau împotriva celor, vezi că te-ai mândrit acolo. Și până nu rezolvăm problema mândriei, nu te mai pot folosi. Și Doamne, care e problema mândriei? Vezi că în mândrie diavolul te biruie. Singura armă împotriva mândriei este smerenia. Da. Aici e cheia, Dumnezeu nu o face pentru noi. Spunea odată un predicator, niciodată să nu te rogi, Doamne, smerește-mă, că dacă te smerește, Dumnezeu îi jale. De-aia spune Scriptura, smeriți-vă. A cui e responsabilitatea smereniei? Ridicați o mână în sus. Spune, a mea. A mea, a mea. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfințiți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, cu îndelungă răbdare. Am auzit odată de un om foarte fain, nu știu dacă ați auzit de el, George Washington Carver, ați auzit de el? Eu, da, uite, unul a auzit, da, un om de știință, un om de știință care a dezvoltat sute de produse utile din arahide, sute de produse utile din arahide. Și spune el, când eram tânăr, i-am spus lui Dumnezeu într-o rugăciune, Doamne, spune misterul Universului! Dar Dumnezeu a răspuns, această cunoaștere, George, este rezervată pentru mine. Atunci a știi ce a făcut el, cu ce s-a... Păi eu sunt copil de Dumnezeu, trebuie să știu. A spus, Doamne, atunci spune misterul alunei. Apoi Dumnezeu i-a zis, ei, George, asta e mai aproape de mărimea ta, o să-ți spun totul despre ea. Vedeți, când ne smerim, când ne smerim, Dumnezeu lucrează. Mai știu o poveste despre un tip care credea că e foarte mândru și a fost la psihoterapeut și îi spune asta, bă, fii atent, știu că soluția ca să te vindeci. Îți faci o pancardă
Scrii pe ea versetul ăsta din Biblie, din Iacov, trebuie să mă smeresc. Mergi prin tot orașul o zi întreagă să te vadă toată lumea, să te faci de râs și strigi, trebuie să mă smeresc, trebuie să mă smeresc. Și ăsta a făcut. Și seara vine obosit, dar satisfăcut. La doctor bate la ușă, domnul doctor, am făcut ce mi-a spus. Și îi zice, hei, cum te simți? John, cum te simți? Ce vă spun ceva, nu cred că e nimeni în orașul ăsta să facă ce am făcut eu. Înțelegeți, da? Dragul meu, sunt pe final. Dumnezeu te cheamă, aș vrea să mă ajuți la clapă un moment, pentru că vreau să facem o provocare, o provocare serioasă. Vreau să te întreb, ai înțeles consecințele ascultării de păcat, de răzbunare și de mândrie? Diavolul o să te lege și o să învârți o viață întreagă ca pocăit care ai fi putut avea biruința asupra păcatului și asupra Egiptului la roata filistenilor și o să râdă de tine cei din lume și o să zică săracul de el, ci că s-a pocăit, dar e mai rău ca noi. Dar dacă vei fi un om ca Iosif, care vei alege să asculți de vocea neprihănirii, să te sfințești, să-i predai, ce și-a predat? Ce a făcut Iosif, dragii mei, într-o singură frază? Cu trupul lui, putea să-i dea ei sau a putut să-i dea lui? Ce a făcut? L-a dat lui, l-a dat lui Dumnezeu. Doamne, eu sunt separat, sunt consacrat. Atunci când Iosif a fost ispitit să nu ierte, vezi tu, el știa promisiunea lui Dumnezeu, știa ce îi spusese Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, că e un Dumnezeu plin de îndurare și iartă până la a mia generație. Și atunci Iosif a zis, pot să fiu ca ei sau pot să fiu ca tine? Aleg să fiu ca tine. Eu știi ce am învățat? Am învățat un secret de la Petru. Omul, creștinul care nu poate să ierte, nu este un creștin care s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos. Înnoirea minții se arată în primul rând în puterea de a ierta și de a da drumul. De ce? Pentru că în viață și noi ca tineri avem multe oportunități să ne rănim, nu într-o viață, într-o zi. Multe oportunități să fim ofensați. Uite cum s-a uitat la mine, uite cum s-a uitat, uite țăranca și-a luat și-a păpuși și să dă mare la biserică. Uite țăranul, uite și-a luat iPhone și acum mă umilește. Ai multe oportunități. A venit într-o zi un băiat la mine, un Robi, nu știu dacă au ajuns și pe la voi, pe la biserică, el stă pe străzi și vine la mine, pace Sani, ce faci? Ți-ai luat mașină? Zic, bă, nu, da, nu-i nouă, da, am luat. Degeaba ai luat-o, vine Domnul. Îmi place de Robi, Robi, duminică mi-a spus, ce faci, vii duminică la biserică, după masă eu predicam la Betania. Zic, da, vin, treaba ta, eu mă tu la pustan. Îmi place de Robi, Robi e sincer, dar Robi, crede-mă, omul ăla știe să se roage, omul ăla știe să zică mulțumesc și omul așteaptă venirea Domnului. Vreau să te întreb, dragul meu, tu aștepți venirea Domnului în sfințenie? Ei, preda trupul tău lui Dumnezeu, îți înnoiești mintea în fiecare zi și trei. Te smerești zilnic? Crede-mă, nu putem să facem nimic fără El. Nici să ne ridicăm din pat. Inima noastră bate pentru că El a hotărât să bată. De asta, în dimineața asta, vreau să te provoc. Aici în față sau acolo în scaun să vii să începi să oi cu pasul numărul 1. Doamne, vreau să fiu sfânt, de aceea îmi predau trupul. În sfârșit înțeleg și eu ce-i cu sfințenia asta, că sfânt nu pot să fiu până nu mă predau celui sfânt. Și apoi, Doamne, al doilea pas, promit că îmi voi înnoi mintea prin cuvântul Tău în fiecare dimineață și mă voi alinia cu cuvântul Tău. Și al treilea pas, voi umbla smerit cu Dumnezeul meu, pentru că Biblia spune, cel ce umblă smerit cu Dumnezeul lui va face mari isprăvi. Nu zice că va vorbi în limbi, va proroci, va face minuni, va face mari isprăvi. Nu știm despre ce isprăvi e vorba, dar știm că Dumnezeu folosește oamenii smeriți. Amin? Dragii mei, vreți să aveți o viață consacrată sau vreți să aveți o viață deturnată? Vrei să ai o viață care începe bine și termin bine sau vrei să ai o viață cu regret? Vrei să ai o bătălie câștigată, una pierdută? Vrei să ai un ochi care râde sau unul care plânge la final? Hai să vă spun o statistică și cu asta termin. În unul din cursurile mele la școală am avut un curs cu un om care a studiat viața multor lideri creștini și spunea 68% procente încep bine și termină prost. Și spunea la finalul cărții un singur moto, te rog din suflet, Sani, termină bine. Dragul meu, vreau să termin bine. Să zic că Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea.
am păzit credința. N-am altceva ce să păzesc. Bogățiile lumii și pământul rămâne aici, va arde. Am o credință și am un nume bun care îl păzesc și numele bun este Iisus Hristos. Vrei să te predai în dimineața asta? Haideți să ne ridicăm și în câteva minute să facem acest gest al predării. Sunt aici, pastorul Liviu mi-a spus că sunt aici păstorii, sunt slujitorii care se pot ruga pentru voi. Vino și predă-ți viața lui. Predă-ți trupul. Dragul meu, vino și predă-i trupul lui Hristos. Și de asta spune, Doamne, fă Tu ce vrei cu trupul ăsta. M-am jucat prea mult cu focul. Vreau să fiu un creștin consacrat, un pocăit, predat, nu păcălit. Vino, Doamne, vino.